Un accident rutier a avut loc la Iași, în intersecția din Țesătura. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La fața locului, polițiștii au stabilit că în jurul orelor 7:40, un bărbat de 63 de ani din Republica Moldova, în timp ce conducea un autocamion pe calea Chișinăului către bulevardul Țuțora, a efectuat virajul la stânga către bulevardul Nicolae Iorga. Pe fondul neacordării de prioritate, acesta a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un șofer de 35 de ani din Iași și ulterior cu autoutilitară. Șoferul autocamionului a efectuat virajul la stânga către bulevardul Nicolae Iorga și pe fondul neacordării de prioritate a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar și ulterior cu o autoutilitară. În urma impactului, autocamionul a luat foc, incendiul fiind stins de pompierii sosiți la locul accidentului. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Totodată aceștia au refuzat consultul medical. Șoferul autocamionului a fost sancționat contravențional, fiind dispusă și măsura reținerii permisului de conducere. Alături de echipajul de poliție au acționat două auto speciale de intervenție și stingere cu apă și spumă și o ambulanță de prim ajutor calificat. În urma evenimentului rutier au rezultat două victime conștiente neîncarcerate. Acestea au fost asistate medical la fața locului de către echipajul de prim ajutor calificat, dar au refuzat transportul la spital.